Legătura în studioul H al televiziunii noastre. Știți, suntem foarte dezvoltați la Neaț, avem mai multe studiouri, s-a văzut și pe ratingul de ieri. În spatele meu se muncește din greu, avem ceauanele puse la treabă încă de cu dimineața. Să știți că băieții ăștia sunt treci de foarte mult timp ca deja să poată degusta maestru Oprișan Bobu de fasole. Mai departe avem plitele, unde se întâmplă lucruri numai bio, numai bio, se muncește din greu. După care, din zona vegetală se trece în zona animală, unde avem câteva piciorușe de broască, se vede clar. Așa sunt broaștele la Brașov, de unde vin amicii noștri. N-am știut că Georgi Valeria are atâția prieteni și toți puși pe muncă. Aici avem zona de guiți-guiți, unde, desigur, stăm foarte bine noi, poporul român. Aici deja suntem pregătiți pentru degustare, Cătăline. Știu că îți plouă în gură, știu că mai ai o rubrică de făcut, asta e. Rămânem tot pe purcel și aici avem antilopă. Antilopă crestată, toată lumea, toți locuitorii României cunosc că antilopa se descurcă foarte bine. Să dați aici cu astul puș să stingem treaba. Bun, vi-l trimit pe Aurică imediat la ajutor. N-avem cum să nu ne descurcăm cu pâine, avem și sare și să-i salutăm și pe dacii noștri care au venit să ne ajute și ei cu treabă. O să poposim pe la fiecare. Astea sunt bărbile voastre reale? Domne, suntem singurii pregătiți de adevăratele pentru emisiune. Ne întoarcem pe bere pentru că vezi tu, practic am omis cel mai important lucru într-o astfel de zi. E sărbătoare, fiecare mănâncă ce vrea, fiecare face ce vrea, dar de cântat trebuie să cântăm. Domnilor! Numai așa merge pălincuța bună, numai așa merg bucatele bune. Imediat o să vorbim și cu domnii ăștia care de unde credeți că vin? Zona Tellerman. Nu scăpăm de ăștia nicăieri. Nicăieri. Dau legătura înapoi la Oprișan pentru că sunt convins că va fi foarte greu pentru el să dezvolte următoarea rubrică și mai venim să vorbim cu fiecare în parte. Mulțumim! Asta se întâmplă în studioul H de la Neața, vă întrebați. Studioul H de la Haleală, după cum am hotărât. Iată-ne, doamnelor și domnilor, cu un pic de Tellerman, ce se aude în fundal. Cu dacii liberi, simbolul dacic este aici, varză, viezure, brânză. Ce mâncau dacii? Din ce ar fi fost pe masa asta, ar fi mâncat ceva? Bineînțeles, sunt foarte multe legume, făceau și ei cărnați, sunt foarte multe rețete rămase de la romani, coaste, deci cam tot ce mâncam noi, doar că n-aveau anumite legume. N-aveau roșii, n-aveau fasole, n-aveau morcovi. N-aveau porumb, că se descoperi mult mai târziu, cartoful a venit mult mai târziu pe la noi. Ce se întâmplă? Nu mă pot concentra de nicio culoare, dar nu de la muzică, ci de la miros. Iată aici un grup de dansatori. Ai venit, Roxana. A trecut un an de când ne-am văzut ultima dată, nu? Da, bună ziua. Nu e un grup de dansatori, e un grup de bucătari. Un grup de bucătari dansatori? Aș vrea să știu de ce, dacă tot am vorbit de daci, de ce lipsește vinul dacic, dar asta o să vedem mai apoi. Nu? Nu? A, numai puțin să ia pentru... Pentru degustare, bună dimineața! Bună dimineața! Vezi de treaba ta că ea lucrează în televiziune, bună dimineața! Bună dimineața de la Alexandria! Bună dimineața! De unde? Ineu, Mora cu noroc! Mamă, ce departe, da, bună dimineața! Cosmina Nache, Pitești! La mulți ani! Daniela Brașov! Militari! Bună dimineața! De la Gorjul, de la veteranilor! Da, vezi că e omul acolo care a tăiat viile și... Cum la cu armă, dimineața! Județul Bacău, comuna Dofteana. Avem și Moldova. Bună dimineața, la mulți ani, România. De unde? Brașov. Neața, Luduș. Bună dimineața, Brașov. Bună dimineața, Oltenia este și ea prezentă. O să avem un pic de Dobrogea puțin mai încolo. Aș vrea să vă întreb, domnule Oprișan, ce gânduri vă animă în această dimineață? Mulțumim de scuze. Am citit la modul cel mai sincer că Marea Unire a avut loc într-o zi de duminică. Ce zi azi? Duminică. Și oamenii au mâncat acolo fasole cu ciolan. De acolo vine expresia? Da, de la 1 decembrie 1918. Au avut și sarmale. Dacă nu sunt, mâncăm cărnăcior. Dar ciolanul cu fasole! Doamnelor și domnilor, ediție specială la Neața. Vorbesc tare că nu mi-aud nici măcar gândurile. După cum vedeți aici ceva ce mâncau și dacii, legume, după cum ne-a zis prietenul nostru, îmbrăcat într-un
într-un echipament dacic. Dați-mi voie să trec aici și să văd și simbolul dacilor. Lupul în alergare scotea un sunet ce punea pe fugă dușmanii. Bună dimineața! Bună dimineața! De unde sunteți? Noi din București. Suntem latura dacilor din București. Dacilor liberi din București. Am înțeles. Bună dimineața, de unde ești, Livule? Frăția cea unelor. Mulțumim pentru invitație, întotdeauna răspundem prezent. Mulțumim, George Valeri și noi. Bună dimineața! Salut, bună dimineața! Aia e o sica, nu? Da, aceasta este o sica. Eu sunt cel mai tânăr războinic al dacilor, de pe davele Bohotinului. Pam, pam, și ne-a dus direct la Teleorman. Legătura în platou, că nu mi-aud gândurile, vă rog tare mult. Ies în pauză, în pauză de publicitate, ne toarcem. Lăutarii, să-ți viața plină de amar. Uite așa. Sunt emoții amestecate, așa cum se întâmplă în fiecare an de 1 decembrie, cu gândul la militare, cu gândul la teatrul de operațiuni, cu gândul la istoria noastră destul de zbuciumate de aici, de la intrare sau de la vărsarea Dunării în mare, mai bine zis. Prietenii noștri de la Frăție, nu? Frăția Ceaunelor și Asociația Getodacilor din Moldova. Asociația Getodacilor din Moldova, niște oameni care au venit cu niște replici din niște culturi pe care noi le-am văzut doar în manuale de istorie sau dacă am fost norocoși pe la muzee. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Cu ce ați venit astăzi pe la noi? În primul rând să ne prezentăm, suntem o asociație culturală Getodaci din Moldova cu sediul în Iași și cu foarte multe filiale în București, Bacău, în mai multe zone ale țării. Suntem în jur de la vreo 80 de persoane. Cu ce vă ocupați exact? Asociația se ocupă cu reconstituirea istorică, ceea ce se întâmplă mult în Occident, sunt foarte multe asociații de acest gen. Noi suntem axați pe cultura strămoșească a strămoșilor noștri getodaci, de aceea am venit aici cu tot felul de bijuterii. Acel coif de aur găsit la Cucuteni este din perioada getică. Uite Radu, coiful de aur de la Cucuteni. Este unicul din România. Originalul este la Muzeul Național de Istorie de aici, de București, doar că nu este întreg, a fost găsit pe bucăți. Dar aici avem replica lui cu acei ochi, deci este un coif regal purtat de rege, nu, în luptă era un coif de paradă și tot felul de bijuterii specifice acelei zone. Avem acel riton, era o cupă care beiau din ea, bine, erau din aur, toate erau din aur, noi sunt replici din alamă. Vedeți chiar pe el sunt niște femei care beau exact din aceste ritoane, aveau cu siguranță și coarne și... O expresie politeistă, așa cum am fost învățați la școală. Să ne prezentați și personajele, fiecare dintre ei ce reprezintă, un pic pe repede înainte ca să încapă în program. Da, o să vorbească și colegul meu, fratele Urs. Deci avem aici, în stânga mea, un războinic, un nobil, o căpetenie. Poartă o blană de urs. Majoritatea mormintelor arheologice s-au găsit astfel de obiecte. Deci noi, tot ceea ce vedeți în fața mea voastră, sunt replici fidele după ceea ce... cum purtau și ce aveau strămoșii noștri. Nu este nimic fantasy, nu este nimic Game of Thrones. Totul este făcut la scară reală și cum le purtau ei. Avem un capnobatai, ca să știe lumea ce era un capnobatai. Erau acei preoți care vorbeau cu zeii de sus și zeii din pământ. Li se spunea că mergeau prin nori sau călătoreau prin nori. Știm foarte bine, Zamolx este numarele zeu al getodacilor. Și o să ne ajute și colegii de la bucătărie, de la Frăția Ceaunelor. Atenție, 3, 2, 1... Dacia! Să nu iasă vecinii, colegii, în spatele... nu, în studioul H al Antenei 1 ne află